Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori! Tot vorbim frecvent în societate de corupție, vorbim despre modul în care ea ar trebui să fie inihilată, vorbim despre specificul corupției în instituții de învățământ și încercăm să vedem de ce ea predomina acolo. Aceste întrebări vom încerca astăzi să le adresăm și invitaților ediției noastre, care sunt Mihai Conțiu, jurnalist, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și Dumitru Roibu, activist civic, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Domnule Conțiu, chiar pe parcursul zilei de ieri, colegii noștri din mass media au scris despre faptul că un profesor de la Catedra Stomatologie a Colegiului de Medicină din Bălți a fost reținut pentru că primea câte 100 de lei de la studenți pentru a-i aprecia cu o notă mai înaltă. Haideți să pornim de la acest aspect. 100 de lei dați într-o instituție de învățământ profesorului, este un act de corupție? Da, fără îndoială. Mai cu seamă, eu nu cunoșteam acest caz, dar mai ales când este vorba, este gravă corupția la nivelul întregului sistem de învățământ, dar când este vorba de corupție într-un sistem de învățământ medical, este groaznic. Pe mâna cui ne dăm sănătatea? Că la fel de bine și viitorul chirurg poate să ofere mită spre a obține o notă mai mare și așa mai departe. Și vă dați seama ce îngrozitor este. Ne putem trezi așa, de mai multă vreme discut cu o serie de specialiști în domeniu și care prognozează o situație destul de cumplită pentru Republica Moldova în domeniul medicinii. Și tocmai din acest motiv, nu, asta nu ne însemnând că de acolo nu ies și specialiști de mare marcă, dar datorită faptului că sunt dornici să învețe și să-și asimileze profesia pentru care s-au înscris la universitate. Dar faptul că ies numai, știu eu, 2-3 elite la o grupă de studenți, repet, în medicină. Deci e grav dacă s-a dat și, cum să spun, i-a dat și o bere profesorului ăla. Că e 100, că este 1000 de lei, este tot corupție, pentru că studentul respectiv este beneficiarul unei note pe care nu o merită. Domnule Conțiu, în activitatea dumneavoastră practică de jurnalist, știu că ați avut în vizor instituțiile de învățământ. Am putea face o analiză vorbind despre corupție? Ea a fost întotdeauna prezentă acolo? S-au diminuat unele accente într-o perioadă sau alta de timp? De învățământ în zona publicistică mă ocup efectiv de aproape vreo 27 de ani. Efectiv, m-am ocupat timp de vreo 27 de ani. Poate mai puțin susținut acum, dar asta nu înseamnă că nu observ și nu dau atenție deosebită fenomenului. Vrem, nu vrem, noi pe vremea totalitarismului comunist, învățământul conținea niște rigori inevitabile, atât pentru toate cele trei părți implicate în acest proces. Și aici vorbesc despre elevul care este obiectul țintă al sistemului, vorbesc de profesor, corpul profesoral, corpul pedagogic și vorbesc despre părinți. Și exista o rigoare mai măsurată, chiar dacă existau niște drasticități atunci. Aici vroiam să ajungem. Până la urmă, profesorul trebuie să aibă un statut, iar studentul sau elevul trebuie să fie pe cealaltă parte a baricăzii. Nu vi se pare că uneori, până la urmă, s-au pierdut aceste statute? Sau haideți să facem referire la Rebreanu, care zicea că învățătorul și preotul era acolo. Să știți că eu am apucat perioada la școală, la mine școală în București, unde mai luam câte o linie la palmă, am apucat și chestia asta nu m-a afectat nici psihic și nici, nu am traume, n-am fost traumatizat în niciun fel. Însă, vedeți, în clipa în care a căzut comunismul, așa cum clasa politică total nepregătită pentru democrație și mediul de afaceri au crezut că capitalismul înseamnă fac ce vreau, fac tot, și eu sunt fac totul, așa s-a întâmplat și în învățământ, unde
dintr-o dată am început să asistăm la greve ale studenților, greve ale elevilor care, dacă iei câteodată, iei pe fiecare în parte, nici nu prea au de ce să facă grevă. Dar și de o parte și de alta, și profesorii și elevii și părinții sunt vinovați pentru că, în primul rând, eu cel puțin personal, sunt cel care sunt tentat să dau dreptate elevului și să salvez elevul și studentul, nu pe profesor. Ajungem să vedem și cauzele, de ce îl determină pe el până la urmă să accepte acest joc. Profesorul. Profesorul ajungem să discutăm în cadrul acestei emisiuni. Lucrează și el deja s-a trezit într-o economie de piață foarte bulversantă și foarte total anapoda înțeleasă. Da. Domnule Roibu, vă rog să vă pronunțați asupra celor discutate un pic mai devreme și aici aș vrea poate să punem accentul pe faptul că viziunea dumneavoastră, nu credeți că uneori democrația este înțeleasă de unei concetățeni de ai noștri ca anarhie în contextul celor remarcate mai sus și atunci lucrurile se inversează? Eu în genere am puține șanse să cred că cetățenii Republicii Moldova sunt familiarizați cu conceptul democrației, cu regulile generale, istoria și așa mai departe. Noi înțelegem asta, într-adevăr, cum a spus și colegul din platou, ca și fac ceea ce vreau. Acum, dacă am să mă întorc puțin la cazul pe care dumneavoastră l-ați relatat a profesorului din Bălți, atunci trebuie să atragem atenția asupra la câțiva factori. Prima, ceea ce l-a făcut profesor să ia mită. Și a doua, ceea ce l-a făcut pe student să dea bani. Eu cred că vina în acest caz o poartă ambii, pentru că dacă noi să ne referim la conceptul de mită și ce înseamnă corupția, atunci, din punct de vedere moral, asta ar însemna că tu simulezi cumva un proces. Deci dacă tu nu ai cunoștință, tu plătești și obții indicatori ca și cum tu ai avea cunoștință. Spre exemplu, nu ai dreptul să construiești ceva, tu obții document, dai mită, da? Corupi cineva și tu obții autorizație. Deci când tu simulezi realitatea, când ceea ce obții în rezultat nu corespunde cu realitatea asta. Cu această situație noi ne confruntăm și în cazul acesta de la Belt. Este un caz foarte tragic în viziunea mea și ar trebui să fie un semnal foarte clar, nu numai pentru organele care controlează, da, organele de drept care activează în domeniul corupției, care sunt abilitate în acest domeniu, dar și pentru guvernare, pentru oricare om care vede acest caz, ca să înțeleagă cât de gravă este problema în domeniul educației. Pentru că noi adesea vorbim despre valori, despre principii, despre lucruri frumoase, despre integrare europeană, dar uităm să aplicăm urechea la oamenii simpli și uităm să privim spre problemele reale care macină societatea noastră din temelie. Domnule Roibu, mă scuzați că vă întrerup. Eu vreau să vă întreb. Am avut inițiativa ex-președintelui Timofte raportată la majorarea salariului. Eu anticipez poate un răspuns pe care îl voi auzi aici în platou astăzi, salariul mic al profesorilor. Cazul judecătorilor ne-a demonstrat că nu întotdeauna un salariu decent poate rezolva situația. Cum priviți problema din domeniul învățământului? Sunt lucruri similare? Sunt comparabile? Judecătorii nu au un salariu. Deci mărimea salariului la judecători a crescut nu spre un salariu decent, dar spre un salariu prea decent. În defavoarea celor care trăiesc și lucrează, muncesc pe un salariu care nu le permite lor să aibă un nivel nici măcar aproape de decent. Deci dacă noi vorbim de profesori, atunci da, fără niciun fel de dubii, salariul profesorilor trebuie mărit. Și aici noi nu să vorbim dacă o să crească calitatea sau nu o să crească. Noi pur și simplu trebuie să avem grijă de această clasă de oameni care asigură viitorul acestui stat prin educare tinerii generații. Este foarte important, noi nu să vorbim că asta e cel mai important, mărimea salariului pentru un profesor și calitatea studiilor, dar asta este foarte important. Despre judecători și este clar, pentru că este un domeniu specific de activitate. Un element corupției a persist și nu numai în Republica Moldova, dar în absolut toate statele și în cele care se consideră cele mai civilizate și mai de drept. Și acolo persistă elemente de corupție. Domnule Conțiu, atunci când vorbim despre mită, vreau să vă întreb, este deja o normă în țara noastră pentru a soluționa anumite probleme cu ajutorul banilor? Păi lucrurile se simplifică la acest capitol? Este o normă generală aici, dar aș prefera să mă... Și vreau să vă spun că am luat contact nemijlocit cu diferite cazuri, da, cu mită oferită în licee, în universități și așa mai departe. Chiar și în grădinițe. Pentru a obține un loc pentru copil. Da, pentru a obține un loc. Dar vedeți,
Sigur că cel mai cumplit este faptul invocat mai devreme de dumnealui, salariile profesorilor. Pentru că dacă îi salarizăm atât de meschin, vă dați seama că ajunge un profesor să se bucure când primește atenție de la un elev, nu știu ce, un parfum sau mai știu eu ce, cu prilejul justificat de prilejul zilei de 8 martie. Însă, problema cea mai gravă cu care se confruntă și Republica Moldova, nu numai de Republica Moldova, este vorba, este aceea că Ministerul Educației este partajat politic. În loc să fie Ministerul Educației, să aparțină specialiștilor și managerilor în domeniu. Vă dau un exemplu de pildă de vă rog, analfabetism managerial. Vă rog. În fruntea Ministerului Educației la ora actuală se află Corina Fusu. Pentru că a fost pe linia Partidului Liberal și așa mai departe, care nu are nicio expertiză în domeniu. Vine, deci după începerea anului școlar, vorbesc de 2016-2017, vine în timpul, în primul trimestru și semestru, da, deci în toamna trecută, în perioada campaniei electorale, vine cu cea mai aberantă decizie, hotărâre ministerială care trebuie aplicată în mod obligatoriu, că toți, absolut toți elevii și studenții implicit sunt obligați să scrie cu sunt și cu udina. Această ministră, care nu este deloc competentă, nu știe că, de fapt, trecerea la scrierea cu udina este o inițiativă a Academiei Române. Și atunci când a fost votat în Academia Română, au fost doi filologi, unul s-a abținut și unul a votat împotrivă, a fost votată de ingineri și de oameni specialiști, iarăși nu știe această ministră a educației că normele academice sunt recomandări, nu sunt legi, nu sunt obligatorii, drept pentru care în România, de pildă, sunt ziare serioase, vorbesc ziare, reviste literare care scriu cu U, care scriu cu udina. Varianta cu sunt, de pildă, eu o văd ca fiind că ar trebui să fie facultativă, întrucât, de pildă, eu sunt vorbitor cu sunt pentru că am crescut într-un mediu restrâns în care așa se vorbea. Dar să institui regulă cu udina când tu apar nu ai, n-ai studii în domeniu, această ministră fiind absolventă de biologie sau cam așa ceva și cu ceva experiență prin televiziune, și fără să ai expertiza necesară, să ai idee, măcar istoricul acestei polemici asupra căreia s-au pronunțat cei mai de seamă lingviști ai României când s-a trecut când Academia a recomandat udina, păi trădează amatorism. Domnule Conțiu, rămânând în albia celor remarcate de către dumneavoastră, avem o altă inițiativă, aceste note ale copiilor care au fost transformate în calificative sau în tot felul de semne pe care le face profesorul în agendă, în lipsa notelor, îi putem motiva, îi putem obliga până la urmă să fie la nivelul așteptărilor noastre? Iarăși este o formă, avem de-a face cu o formă fără fond, dacă vreți să fiți de acord cu mine, da, pentru că este foarte bine să existe calificative, să nu existe note. Dar asta presupune un alt tip de educație, un alt tip de predare și un alt tip de apreciere a elevului pe natură individuală. Să iei exemplu suedez, finlandez, de pildă, în care nu nota primează și mergi spre acel elev. Nu impui la bacalaureat, nu baci camere de supraveghere, pe care eu, într-o anumită perioadă, eu am susținut-o pe Maia Sandu. Dar acest sistem de trecere la calificativ, nici ăsta nu este tocmai reușit atâta timp cât tu nu ai descoperit sistemul ăla de predare, să-i predai elevului, să-i descoperi capacitățile lui, pentru că notele, exact cum este în sistemul finlandez, cum este și la suedez, de pildă, a da note, un calificativ foarte bine, foarte rău, presupune o competiție subterană în defavoarea elevului, pe latura psihologică vorbesc, da, pentru că el are mai mult, îl obligi pe elevul ăsta, îi scazi nota, pentru că îi dai slab sau mai puțin bine sau bine, depinde care, bine, foarte bine, bine și slab,
pe ăla din cauza că nu este foarte bun la sport sau la geografie, dar el nu va ajunge niciodată geograf și poate va deveni un strălucit matematician. Sistemul actual de educație este format pe baza concurenței și nu pe baza colaborării, așa cum au trecut alții țări, de exemplu. Dar mă rog. Domnule Roibo, eu vroiam să ne axăm pe problemele. Ce generează, de fapt, până la urmă, corupția în sistemul de învățământ? Cel mai important factor, eu am spus că asta nu este, da. eu am spus anterior că salariul nu este o condiție necesară pentru calitatea superioară a studiilor, de diferit nivel. Salariul este un component foarte important, pentru că el oferă libertate de acțiune și luxul de a-ți permite să fii profesor în Republica Moldova. Și nu doar în Republica Moldova, și în Ucraina este greu, și în România este greu, și în alte state este greu. Iată, noi nu suntem scutiți de această problemă. Noi știm că Ministerul Educației cheltuie aproximativ 8% din PIB. Iar banii dați nu sunt gestionați în mod eficient. Deoarece, atunci când ministerul are posibilitatea să investească bani în salariile profesorilor, de exemplu, ei decid să mai deschidă careva instituții auxiliare. Eu n-am să le dau nume ca să nu supărați pe nimeni, dar sunt instituții căpușe, care nu se ocupă în principiu cu nimic nou, ei doar dublează lucruri pe care în unele cazuri le face ministerul, în alte cazuri, în genere, n-ar trebui să ducă un asemenea lucru, deducere la evidență, registre și așa mai departe. Și încă un lucru foarte important, iată, noi avem în Chișinău un luptător pentru binele oamenilor, dar atunci când tu ai desconcentrat în fiecare sector, direcție de sector a Direcției Generale Învățământ, care în esență nu se ocupă cu nimic altfel decât gestionează 30 de grădiniți, atâta timp cât școlile deja sunt pe autogestiune direct de la minister, eu nu văd sens ca tu să întreții încă oameni și să cheltui bani pentru instituții publice, dublez 5 instituții în tot Chișinău, încă o direcție generală, deasupra Inspectoratul Școlar Național, deasupra Ministerul Educației și încă alte instituții. Eu cred că acest sistem trebuie puțin simplificat și reformele trebuie să înceapă în primul rând de sus. Asta e unul. Și doi, noi vorbim de competența cadrelor, bineînțeles, de competență, nu a cadrelor didactice, dar de competența oamenilor care sunt abilitați și au dreptul de a conduce aceste instituții. Este jalnic să vezi că oamenii demotivați, oamenii care au venit prin scheme inclusiv de corupție, oamenii care au venit prin datorită cumătrismul în aceste funcții. Iată, cel mai grav ce poate fi asta e atât cazul Maia Sandu, cât și cazul lui Corina Fusu, oameni care în genere nu au legătură cu acest domeniu, însă ei ocupă funcția și ei sunt persoana care decid politica educațională în acest stat. Iată, eu am în față codul educației care a fost aprobat inclusiv la instanța Maia Sandu. Este altceva că acest cod a fost copiat practic în totalitate de la România, doar transformate denumirile instituțiilor și a statului și în unele cazuri chiar au uitat să scoată de acolo niște cuvinte care nu se regăsesc în legislația noastră, niște termeni care legislația noastră nu se regăsesc. Iată, eu spuneam anterior cu altă ocazie aici în studio că eu am observat la 1 decembrie parmi, o grupă organizată de studenți de la Colegiul Transporturi care profesoarea organizat să meargă la manifestarea din 1 decembrie, Ziua României, mă rog. Iată codul educației aprobat și după care inclusiv să conduce și Corina Fusu. Că este interzis personalul didactic să implice elevii studenți în acțiuni politice, meeting-uri, demonstrații și așa mai departe. Mai departe, este o altă problemă, dacă noi să vorbim tot de corupție, este o altă problemă și foarte importantă când oamenii colectează bani în școli. Da, noi să vorbim pentru note, dar noi să vorbim și de alt aspect, când fonduri, ei dublează cheltuielile statului în acest domeniu. Și este într-adevăr o problemă foarte mare pentru că în diferite regiuni banii ăștia se colectează, dar cu diferită amploare. Dacă noi să vorbim de unele școli din sate, de exemplu, unde copiii colectează 5 lei pe lună pentru servitoare, că lor să le fac curățenie, hai să spunem, atunci când ei stau, de exemplu, să le mai fac curățenie sau nu știu ce să le mai fac. Asta e una. Dar când noi vorbim de licei din Chișinău care colectează câte 2-3 mii de lei pe an în asociații, fundații. Pentru ce? Pentru ce? Ele sunt. Și uitați-vă ce încălcări grave se fac. Ei au înțeles, codul educației le interzice că ei să înființeze asociații de părinți și le interzice categoric și codul educației și codul de etică pentru profesori. Le interzice să iei oricare beneficii bănești materiale, indiferent. De orice natură. Da, din partea la copii, părinți și asociații ale părinților. Fiți atenți, dar asociațiile obștești acolo nu se regăsesc. În fapt, ce se întâmplă? În cadrul școlii este deschisă o asociație obștească, care aparent nu are nicio legătură cu școala, cu liceul, colegiul, nu contează. Ei au un birou pe care îl închiriază și de regulă asta se întâmplă lângă cabinetul unde stă administrația școlii. Și iată când părinții vin și aduc copilul în școală. Ei sunt de școală și de stat, da? Nu este privată. Păi iată, directorul
Îi dă în mână la părinții un contract care, vă rog frumos, vă duceți la asociație. El nu explică că asta e o asociație obștească, nu știe de părinți. E un fel de acord binevol forțat, domnule Roibu, da? Foarte forțat, eu am să vă spun, pentru că eu duc nemijlocit discuții cu tinerii, cu elevii, pe seama la acest subiect și îi spun cum ei sunt terorizați, nu dirigint atunci de director adjunct, nu director adjunct atunci director, ai probleme cu notele, ai probleme cu alte aspecte. Și ei se duc și achită 2-3 mii de lei pe an. Eu am să fac remarc și am să vă spun că studiile la universitate acum costă 7 mii de lei, 6-7 mii de lei, 10, da, alte specialități mai scump. Dar nu costă un an de liceu mai în jumate decât un an de universitate, cu atât mai mult că asta este școală de stat, unde statul asigură cheltuieli. Este și acest fenomen cu care noi suntem dispuși să luptăm, vorbesc de noi, de asociațiile obștești, de societatea civilă și chiar prin intermediul televiziunii dumneavoastră aș vrea să fac un apel ca cei care cunosc asemenea cazuri, adresați-vă, găsiți-ne pe Facebook, găsiți-ne prin alte metode, asociația obștească urmașii lui Ștefan, noi suntem gata să ne implicăm în rezolvarea la asemenea. Domnule Roibu, domnule Conțo, avea dreptate în afirmația făcută anterior, că avem un Ministerul Învățământului, ce caută direcția învățământ primărie, ce caută direcția municipală, avea dreptate. Da. Domnule Roibu, domnule Conțiu, o să ne intrăm într-o legătură telefonică cu Alexandru Bot, avocat, pe care vom încerca să îl întrebăm cum stăm din punct de vedere juridic la acest capitol, după aceea revenim în studioul la discuție pe marginea problemelor enunțate. O să rog regia să avem legătura. Bună ziua. Alo, bună ziua. Domnule Bot, sunt Vlad Madan de la Accent TV. Astăzi discutăm despre corupția în instituțiile de învățământ. Vreau să vă întreb, atunci când vorbim despre corupție, ne referim și la aceste cadouri care sunt oferite de către copii pentru profesori? Până în ce valoare ele pot fi acceptate și unde ajungem în albia corupției? Vă rog. Deci, în primul rând, legea nu reglementează careva limite pentru cadouri, pentru a fi calificate drept corupție. Dacă aceste cadouri sunt orientate spre grăbirea anumitor acțiuni care urmează le îndeplini în exercițiu funcțiune o persoană, cu siguranță vorbim despre un caz de corupție. Același caz, deci, pentru cazul pentru a nu îndeplini anumite atribuții. Cu altfel, sau altfel spus, deci obstrucționarea activității persoanei prin oferirea acestui cadou înseamnă un caz de corupție. Spuneți-ne, vă rog, asociațiile de părinți, discutam aici în studio, cât de legale ele sunt pentru a fi în incinta instituțiilor de învățământ? Legea, de fapt, nu repune nicio restricție vis-a-vis de sediu asociațiilor obștești de a-și avea locul inclusiv în sediul școlilor. De aceea, cu siguranță, legiuitorul trebuie să facă anumite modificări sau cel puțin să condiționeze activitatea acestor asociații ca ea să nu fie intercalată cu remunerarea cumva neoficială a profesorului. Domnule avocat, spuneți-ne, vă rog, a face meditații în incinta instituției de învățământ este legal? Da, chiarăși, nu este o restricție, dar dacă se va demonstra că această oră de meditație cumva influențează pozitiv, în ghimelele spus, notele elevului, da, siguranță putem vorbi despre o situație de ilegalitate. Și ultima întrebare, cred că ați auzit pe parcursul zilei de ieri, colegii noștri de media au scris despre cazul unui profesor de la Catedra Stomatologiei de la Colegiul de Medicină din Bălți, că ar fi primit câte 100 de lei de la student pentru a fi apreciat cu o notă mai înaltă. Spuneți-ne, vă rog, din punct de vedere juridic, ce riscă această persoană? Deci această persoană, în dependență de proporțiile mitei care a fost luate, deci legea reglementează la articolul 333 Cod Penal faptul că dacă dumnealui a perceput foloase nu mai mari de 5.000 de lei, riscă o amendă orientativ minimă de 42.500 de lei, cu privare de dreptul de a exercita funcția de profesor pe o anumită perioadă. Iarăși, dacă se va demonstra o proporție mult mai mare, vorbim posibil și de închisoare de la 3 până la și mai mulți ani. Domnule avocat, ziceam că încheiem discuția, dar insist ca să mai abordăm un aspect. Spuneți-ne, vă rog, de ce de regulă avem cazuri prezentate de colegii noștri din media atunci când o persoană ia 100 de lei, iar grosul a ceea ce se numește corupția rămâne undeva după paravan? Fiindcă există în Republica Moldova așa o noțiune neoficială, voință politică. Cred că cei care iau mita mică sunt mult mai ușor de prins decât cei care de fapt gestionează mitele mari. Susțineți ideea că este mai ușor undeva a soluționa problemele oferind, nu știu, anumitor mijloace financiare? Aceasta este o normă la capitolul concetățenii noștri?
E oare undeva rudimentată această practică, poate încă din perioada fanariotă, cum scrie istoria. Dar cu siguranță este o problemă, o problemă de care trebuie să ne debarasăm, fiindcă anume ea și frânează dezvoltarea societății noastre. Domnule Bot, eu vă mulțumesc pentru această intervenție mulțumesc telefonică. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Referitor domnule Roibu, domnule Conțiu, referitor la ultima dumneavoastră întrebare, de care, da, pe care e mai ușor de prins, da, este mai ușor, mai greu să prinzi oamenii care operează cu, sume foarte mari, pentru că ei se ocupă cu asta la nivel profesionist. Se vede clar că profesorul ăsta nu este profesionist în mită și el este nevoit, deși pe el și într-un fel trebuie de înțeles. Dar riscă să fie tras la răspundere, spunea domnul avocat. Bineînțeles, iată, noi am văzut nu de mult un comentariu al Ministrului Infrastructurii și Transporturilor, domnul Iurie Chirinciuc, care spunea că cei mai vinovați pentru dezvoltarea corupției și mitii în Republica Moldova sunt cetățenii Republicii Moldova. Este evident că nu dumnealui și nici activitatea sa inefectivă în legislativ și în guvern și nici colegii lui de alianță și nici toată harababura asta care eu numesc așa frumos integrare europeană și ideal românesc, nu știu care ideal, dar ei nu văd vină în ei, ei văd vină în oamenii cei simpli. Eu am apreciat, da, faptul că domnul Bot a dat o notă, hai să spunem, ceea ce ține de legislația țării. Da. Ministerul Educației a aprobat la data de 7 septembrie 2015 ordinul pentru aprobarea codului de etică al cadrului didactic. Și iată o scăpare care dă voie sau permite ca corupția în școli să persiste deja sub altă formă. Da. Uitați ce scrie aici. În articolul 7 scrie că interzicerea oricăror activități care generează corupție sau acte conexe corupției, cum ar fi primire sau solicitare de la elevi, părinți sau asociații părintești, eu nu știu ce înseamnă asociații părintească în legislație, pentru că eu n-am întâlnit la Ministerul Justiției așa asociație, orice formă de organizare a părinților, a unor foloase materiale sau avantaje necuvenite, sume de bani, cadouri, servicii. Deci aici noi am pus punct. Nici flori, nici ciocolate, nici brățara de aur, absolut totul este interzis. Să înțelegem că dacă venim la 1 septembrie cu un buchet de flori este mită, da? Într-adevăr. Și okay, cu condiția că nimeni nu vă vede. Și punctul B spune inițierea sau organizarea proceselor de colectare de la elevi, părinți sau asociații ale părinților. Păi iată ceea ce vă spuneam eu și reprezint cazul dat, pentru că administrația liceului înmână contractul cu care tu este duci și să achizi pentru asociație. Și am alături de mine, iată, uitați-o, da, bugetul, eu n-am să dau din America, să nu supăr probabil unii profesori sau directori, atât timp când încă nu se pronunță organele de drept pe tema asta, dar asociația obștească de susținerea învățământului și da, denumirea unui liceu, care oamenii sunt atât de mândri că îi publică chiar bugetul pentru anul 2016-2017. Acum dumneavoastră să ascultați și o să înțelegeți ce vorbesc. Bugetul anual 1.576.500 de lei. Ca să înțelegeți, bugetul unui sat este de 1.570.000 de lei, cum este bugetul acestei asociații. Deci dacă noi să vorbim la mod real, asociația dată are capacitatea să construiască încă un bloc în fiecare an lângă școala dată, din banii pe care îi colectează de la copii. Părinți. În discuții telefonice, da, ei mie îmi spun că noi banii ăștia colectăm, e binevol din donații, eu întreb dacă sunt profesori în conducerea asociației, spun că nu sunt, dar este evident că iată, asta și cade sub incidența articolului 7 punctul B, inițierea și organizarea proceselor de colectare a fondurilor. Domnule Conțiu, haideți să discutăm despre ceea ce spunea domnul Roibu, colectarea acestor mijloace financiare până la urmă de către părinți, cât de legal, unde se încadrează, păi, cum am putea stopa? Pentru că e un flagel, e un flagel până la urmă. Dumnealui spunea mai devreme că apar niște sintagme acolo care nu sunt definite juridic. Cum la ora actuală societate trebuie părintești să recunoaștem, nu este definită juridic nici noțiunea de societate civică în Republica Moldova, nu are definiție juridică. Deci nu se poate comenta, nu se poate veni cu sprijinul inițiativelor unor astfel de, și chiar o să, mă rog. Ce vreau să vă punctez? Haideți să mă leg de cel puțin trei aspect exemple generatoare de corupție, ca să zic așa, hai să îi spunem generatoare de corupție morală. Este inadmisibil. Și nu doar din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al mai multor observatori onești, faptul că sunt instituții de învățământ ale statului care au devenit un fel de moșie personală a unor conducători de instituții. Și haideți să iau de exemplu, eu nu mă tem să dau exemplul acesta, și nu acuz de mare corupție. Există directori veșnici aici. Uh-huh.
De pildă, cum iau alt liceu Gheorghe Asache, nu este alt manager mai bun acolo decât Volosată. Eu ori la, în urmă cu ani și ani de zile am mai scris și pe unde își mai petrece concediile, cu cine și așa mai departe. Același manager, deci, este încremenit în timp. Deci un director de liceu, dacă dorește să rămână o viață și dincolo de viața asta, știu, de putință, vrea să rămână veșnic acolo, înseamnă că are un interes. Vă dau un exemplu care este de-a dreptul strigător la cer, pentru că e vorba de instituție de stat. Printre puținele instituții de stat pe care le creditez cu încrederea mea și cu onestitate, este Universitatea de Stat și probabil mai sunt vreo două pe care nu le-am studiat. Și una sau două instituții de învățământ superior private. Dar vă dau exemplu, deci, unde s-a mai pomenit în toată lumea civilizată, democratică, pentru că Republica Moldova pretinde a fi un stat democratic, unde funcționează legea, mă rog, ca o universitate de stat să aparțină unui dinastic. Și aici vorbesc de Universitatea Tehnică a Moldovei, unde, domnule, cel mai deștept rector care a putut să vină Bostan, după Ion Bostan, a fost băiatul lui. Haideți să fim serioși, dar a fost pregătit din timp. Ce înseamnă Universitatea Tehnică a Moldovei? Au demonstrat-o ultimele reportaje, dar și multe altele în care chiar și noi ne-am ocupat pe vremuri. Sunt bani foarte mulți, terenuri și așa mai departe. Deci nu s-a pomenit, nu cred eu că la Oxford să se întâmple așa ceva, dar nu mai la Oxford, la universități de mai mici renume. Vă mai dau un exemplu, o pildă iarăși, care este corupție morală cumplită, dar nu numai morală și demonstrată. Domnule, puzderie de instituții de învățământ superior și licee în Republica Moldova și alesul ilegal a treia oară președintele Academiei Române de Științe a Moldovei, Gheorghe Duca, îl înființează liceu academic, universitatea academiei, pentru că este Academia de Științe a Moldovei este o afacere de familie. Legile există, bineînțeles, nimeni nu le aplică, nimeni nu se implică. Aș mai corupție, tot în contextul corupției, deci rețineți că aici a fost vorba de instituții ale statului, da, subvenționate de către stat. Legat de calitatea învățământului de aici. Domnilor, eu de foarte, foarte mulți ani tot strig la cei care, profesorii ăștia de la licee și de la universități care până mai ieri predau limba moldovenească, astăzi sunt mari apărători a limbii române. Printre ei sunt și publiciști, scriitori care ocupă diverse catedre, pe la diverse universități, multe universități din astea particulare, și de stat, bineînțeles, unde le predă limba română copiilor, de acord. Numai că eu tot timpul de 20 de ani de zile văd că bieții copii n-au învățat limba română. Ei vorbesc limba lor moldovenească, care e limbă tradusă foarte mult, foarte, foarte iscusit din bogata limbă rusă. Când traduceri, calchieri. N-am văzut o grupă de studenți a româniștilor să scoată măcar o grupă de studenți care să vorbească o limbă perfectă românească. Domnule Conțiu, eu vreau să revenim... Păi, pentru ce și-au ăștia banii? Domnule Conțiu, eu vreau să revenim un pic la problema corupției în instituțiile de învățământ. Eu vreau să revenim un pic la problema corupției în sistemul de învățământ și să vă întreb, de ce acceptă acest joc părinții? Pentru că părinții au intrat în acest cerc vicios din start și am fost martori. Personal, am fost martor când, nu întâmplător, am pomenit liceul lui Volosatăi, că era lui Volosatăi, Gheorghe Asache, când se punea problema mijloacelor finanțe. Unui examen. Da. Și ședință cu părinții. Și diriginta nu îndrăznea să spună că ar trebui, pentru că era în perioada aceea când elevii dădeau examen în alte licee. Centru de bac. Dădeau în alte centre. Da. Și se ridică o mamă unui copil, da, și spune, zice, păi dar doamna dirigintă, nu se poate să strângem câte 300 de lei, știți, să strângem și poate găsim vreo soluție. Doamna dirigintă a fost de acord și femeia respectivă a scos banii și în clipa în care a mai scos și un părinte de banii, firește că am răgnit la ei, zic, de ce n-ați dat banii ăștia? În cursul anului, la un meditator, zic, în afara școlii, și dați acum să cumpărați un examen. Deci se întâmplă asta, m-a asestat și la multe și multe altele.
Deci părinții sunt pătrunși, dar nu numai asta că sunt pătrunși în acest cel vicios, părinții uneori sunt nevoiți pentru că profesorul este cel care îl trântește pe elev la examen, îi dă de înțeles, dacă n-ai dat, băiatul poate băiatul sau fata poate să fie de nota 10 și el îl trântește cu 7-8 acolo. Domnule Roibu, ia așa cum zice domnul Conțiu, sunt obligați părinții și în multe cazuri este așa, într-adevăr acum sistemul a devenit puțin mai dur și este mai greu pentru că oamenii nu dau în liceele lor, oamenii dau examene în alte centre, ei sunt mixați, într-adevăr a devenit puțin mai complicat. Altceva este faptul că ei deja nu primesc notele bune, primesc la fel note nu atât de bune din cauza faptului că ei sunt stresați și însăși mediul ăsta pentru un copil care abia termină liceul și el deja nimerește în altă parte, sub camere de supraveghere, oameni străini și e clar că lui este mai greu și asta într-un fel influențează nota sa. Este într-adevăr, persistă acest exemplu și el persistă la toate nivelele, și în grădiniță, și în școli, și în licee, și în universități, și în... Încă un moment foarte important, da, este manipularea în acest domeniu, pentru că eu, nemijlocit, când eram student, am asistat la un proces când cineva a făcut un sondaj de opinie în cadrul Universității de Stat, eu învățam la Facultatea de Relații Internaționale la Frișpa, și ei au distribuit câte un număr de chestionari la fiecare facultate în care era, ca printre altele, așa întrebare în rândul studenților, care ei se răspunde: dacă cunoașteți elemente de corupție în facultatea dumneavoastră? Ca rezultat s-a primit că Facultatea de Relații Internaționale era cea mai corupt facultate din Universitatea de Stat. Deci nu dreptul, nu altele, Facultatea de Relații Internaționale. Ca până la urmă, politologii de la noi se iei să analizeze, dar cine a realizat acest sondaj și în ce condiții, și au văzut că oamenii au distribuit la Frișpa, unii erau 600 de studenți, le-au dat 50 de chestionari, și la dreptul unii sunt 4.000 de studenți, la fel le-au dat 50 de chestionari. Dar a fost făcut o casetă incorrectă din start de sondaj, ca rezultat a fost prejudiciat, așa că noi trebuie să fim inclusiv atenți și atunci când se operează cu aceste criterii de facultate sau universitate corupte, trebuie să fim atenți și cine face asta pentru că să nu fie... Domnule Roibu, întrebarea mea e foarte tranșantă. Vi s-a cerut bani în liceu, în universitate pentru anumite favoruri? Nu, noi am avut suflet mare și atunci când a trebuit, noi singuri ne-am organizat să cumpărăm o floare, noi nu ni s-a cerut nouă. Mai mult ca atât, eu am învățat într-o facultate în care lupta pentru dreptate și toți erau cu flagul sus, când contra acestui fenomen, și nu vorbesc de interiorul facultății, dar în general, pentru că noi eram studenți care studiam un domeniu specific, da? Noi vorbim de administrația statului, de politică, de viitor și așa mai departe, și noi practic toți eram antrenați în diferite acțiuni și de voluntariat și campanii sociale și informative în care noi luptam cu acest fenomen. Domnule Conțiu, vă mai dau un exemplu. Spuneți. Eu de corupere morală și de care duce la îl nedreptățește pe elev. Am cunosc cazuri în urmă cu un an sau doi, ceva în genul ăsta, când profesorașii aceștia, vorbesc de unii profesorași, pentru că nu, ne că sunt și profesori serioși, împărțeau cu copiilor, îi obliga pe copii să cumpere cartea, un roman foarte slab de al Bilder, vă spune un cititor serios, un roman foarte slab al lui Nicolae Dabija, numit Temă pentru acasă, și le punea întrebări, îi punea pe copii să scrie ce le-a plăcut cel mai mult din acest roman. Dar copiii o cumpăra cu 60-70 de lei obligatoriu în liceu, profesorii de limbă română le vedeau ce este aceasta, nu corupție morală și corupție, plus că îl silești pe copilul ăla să aducă beneficii. Apropo, în autor. Aici în codul de etică... Și luăm note în funcție de asta. Da. În codul de etică este interzis impunerea cumpărării manualelor sau a obiecte care nu sunt incluse în curriculum, deci instituția de învățământ trebuie să asigure în totalitate copiii cu tot ce este nevoie, și material didactic, și material tehnic, și tot absolut. Deci asta nemijlocit este un element de corupție și el trebuie să fie calificat și judecat conform codului și conform altor legi. Și asta s-a întâmplat și în universități. Alt exemplu este că, într-adevăr, au dat o carte a unui autor care trezește foarte multe dubii, ori noi mai cunoaștem asemenea savanți și oameni de mare învergură pentru literatura noastră, ca și el și alți oameni. Domnule Roibu, domnule Conțiu, regia ne spune că mai avem 5 minute. Nu pot să nu vă întreb la final. Cine trebuie să-și suflece mâinicile ca să se apuce de lucru pentru a pune punct acestui fenomen al corupției în instituțiile de învățământ? Păi statul să aleagă... Și când să zicem statul, la cine ne referim? Când zic statul, să vorbim de aceeași politică, voință politică, dacă există, deci eu nu cred că există la actuala guvernare,
Ministerul Educației să nu mai fie subordonat, să nu mai fie subordonat vreunui partid politic și să fie numit ministru, să fie numit un manager serios cu asistență chiar internațională. Angajați sunt atât de mulți absolvenți moldoveni, copii moldoveni absolvenți în Occident, care știu să administreze astfel de lucruri. Apoi reformă totală, restructurare totală și să termine cu direcția învățământ a lui Chirtoacă, pentru că dacă nu este pro-românească, nu primește bani, nu știu care grădiniță, nu știu care școală, dacă directoare... Ce avem ministerul învățământ? De ce să caute direcție de învățământ la primărie sau direcție de cultură și așa mai departe? Deci dacă nu se vor face reformele astea serioase și să cheme inteligenția, domnule, și să elaboreze curriculum școlar serios în care să primeze calitatea, în primul rând, rolul central este cine? Este copilul. Urmează să... Beneficiarul este societatea și viitorul acestei națiuni. Sigur, din asta derivă toate. Dacă se fac restructurările astea amintite, doar câteva, automat bugetul se redistribuie, salariul bieților profesori aici, nu trebuie aici să se simtă... Aici vroiam să ajungem. Urmează să fie majorat și salariul profesorilor, pentru a nu vorbi de... În mod absolut automat, pentru că atâta vreme cât nefericitul președinte Timofti a avut grijă de judecătorii lui pentru că și procurorii lui pentru că ăștia au casă, au vile impresionante și trebuie să le întrețină, să aibă bani, să plătească cheltuielile cotidiene pe care le presupune astfel de proprietăți, benzină la bolizi ăștia, da. Bieții profesori vin la școală și apar, elevii sunt super, 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 cum să spun, îmbrăcați, apar ca niște bieți amărâți îmbrăcați, urmare dintr-un salariu amărât pe care poate nici nu-l primesc la timp și nu în ultimul timp am fost totdeauna adeptul când este vorba de liceu, apropo de luxurianța asta de care se face paradă, al uniformelor, pentru că și în Occident se poartă uniforme, da, decente, da, uniforme, nu ca pe vremea noastră când am prins noi, da, uniforme. Ceva modern. Nu, dar ceva modern, dar decent. Nu se apară fetele minijucuri de parcă, da, ar fi nu știu ce, băieții se apară cu blugi rupți. Vă rog. Noi, când vorbim de domeniul educației, trebuie în primul rând să atragem atenția la calitatea oamenilor care conduc instituțiile date. Și dacă noi observăm că am avut un guvern nu de mult, până nu de mult, și slavă Domnului că deja nu mai este așa, un ministru care a putut să bată cu pumnul în masă și să obțină plus 100 de milioane de lei în bugetul Ministerului Apărării, noi n-am văzut niciodată semn de inițiativă din partea unui ministru educației, pe parcurs la ultimii 7-8 ani. Atunci când se făcea bugetul Marii Britanii în timpul al doilea război mondial, Churchill întreba de ce sistemul educației ați redus cheltuielile. Spun, dar noi avem nevoie de... pentru alte, de el și nu. Dacă noi acum reducem cheltuielile pentru educație, atunci noi în zadar luptăm. Iată, noi suntem cam la acest capitol acum. Pentru că eu nu văd și n-am văzut în ultimii 7-8 ani persoane în funcție la Ministerul Educației care se luptă într-adevăr pentru acest domeniu. Cu părere de bine sunt oameni care au ocupat anterior, vorbesc de domnul Beniuc sau de alte persoane care au lucrat în acest domeniu, responsabil domeniul educației, care au știut să acorde atenție specială domeniului educației. La moment, asta nu este. Domnule Roibu, noi am avut și un prim-ministru care noi ziariștii, în mod special, ne întrebam, are diplomă de BAC? Este legală? Nu este legală? Până la urmă, cum a venit din anonimat așa și plecat? Nu trebuie de întrebat oamenii cei care l-au votat, dar pe oamenii cei care l-au votat, trebuie de întrebat și oamenii cei care i-au votat pe dânși. Dar noi vedem că în ultimii 7 ani sistemul de educație suferă niște prejudicii foarte mari. În primul rând, sunt reduse bursele masiv, sunt reduse locurile asigurate de către stat, ceea ce creează premize pentru studenți ca ei și pentru profesori ca ei să fie expuși riscului de a fi implicați în scheme de corupție. Pentru că studentul este nevoie deja și să lucreze și să învețe, el nu poate și permite doar să învețe. Profesorul trebuie să gândească, dar din altă parte, nu-i mai iei niște venituri, pentru că evident că nu-ți ajunge. Iar în toată complexitatea asta de probleme cu care noi ne confruntăm, noi suntem duși de probleme false. Și eu, poate chiar și rău, evident, dar într-un fel, poate chiar și bine că a apărut video cu profesorul ăsta de la Belț, ca noi să ne dăm seama cât de vulnerabili noi suntem. Da, dar de regulă noi constatăm că prezentăm cazurile mici, insist asupra acestui fapt. Eu v-am spus de atât că profesorul dat nu se ocupă cu mine la nivel profesional. Și ei de la nivel profesional, ei de obicei prind pe ăștia care se ocupă cu nivel, la nivel neprofesional.
de amator, da? Asta e. Domnule Conțiu, domnule Roibu, cu părere de rău, timpul acordat pentru această emisiune s-a scurs mult prea repede. Stimații telespectatori, a fost în direct. O seară bună alături de Accent TV, vă doresc.